Matei, capitolul 5, la versetul 13, pagina traducerea Cornelescu 926. Voi, adică noi, suntem sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra, atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi, adică noi, suntem lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n prind lumină ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează, tut, luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin! Amin. Vă invit să reocupați locurile, dragii mei. Vreau să... Uh... Vă împărtășesc din cuvântul lui Dumnezeu, din acest pasaj. Am gândit să împart mesajul în mai multe, ca să nu fie unul prea lung. Și de aceea vreau să vorbesc în această seară și probabil în următoarele dăți de despre un subiect foarte important, și anume despre influență, despre puterea influenței. O numesc putere pentru că chiar cred că este o mare putere în influență. Așa am fost creați de Dumnezeu ființe influențabile, care suntem influențate și care, la rândul nostru, influențăm pe alții. Așa am fost creat încă din Eden și noi, de fapt, suntem rezultatul unor influențe care s-au exercitat, manifestat asupra vieții noastre de când ne-am născut. Și repet, dragii mei, nu-i nimic rău în asta, pentru că Dumnezeu ne-a creat așa. Dumnezeu ne-a creat să fim ființe. El așa, de fapt, lucrează prin cuvântul lui Dumnezeu care influențează, dacă vreți, impactează uh, gândirea noastră. Asta este prima lucrare a lui Dumnezeu, să influențeze gândirea noastră prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu abuzează diavolul a făcut asta încă de la început și a folosit această metodă această putere a influenței la Dam și Eva în, în mod negativ. Abuzat de fapt de această metodă. Deci, dragii mei, toți suntem oameni influențați sau influențabili, toți suntem influențați. Întrebarea nu este dacă cineva este influențat și dacă cineva nu. Întrebarea este alta. Cine ne influențează? Ce ne influențează? Pentru că toți, într-o fel sau altul, suntem de ceva influențați. Asta e întrebarea corectă. Cine te influențează pe tine? Pentru că tot ce privești, tot ce auzi, tot ce citești, tot ce pui înaintea ochilor tăi, toate acestea te influențează. Tot ce intră pe ochi, este pe gură. Ce intră pe urechi, este pe gură. Tot ce auzim, tot ce ascultăm, tot ce facem, întâlnirile care le avem, oamenii cu care umblăm, spunea cineva și cred că are dreptate, cred că la noi în biserică spune asta, noi suntem suma întâlnirilor care le-am avut. Toți oamenii care au intrat în contact cu noi, în viața noastră, au lăsat cumva o urmă în viața noastră. Dragii mei, există o, o, o căutare intensă în vremurile acestea, în special din partea societății, în a influența, în a folosi această metodă, această putere, în a influența oamenile. Cam, companiile vor să ne influențeze să le cumpărăm produsele. Vezi la, uh, pe internet, auzi, ascunzi, te uiți la ele și te trezești că ți le trebuie. Tu-ți termini renovarea, extension sau ce ai schimbat în bucătărie și spui Slavă Domnului că acum mi-am terminat tot și nu mi-am nevoie de nimic. Până vezi o reclamă la un mixer care îți face singur mâncare. Și spui, ei, uite asta, n-am avut în bucătărie. Și după aceea mai pare încă ceva, lucru care nu-mi vine acum în minte, dar atunci au ei imaginație și ei reușesc să te convingă că ai nevoie de lucru acela. Și tu spui, tocmai mulțumesc Domnului că am tot ce întrebă. Și au abilitatea asta de a te uh, face să te convingi că, de fapt, măi, nici nu a realizat, dar eu am nevoie de lucru acela. Și mergi numai în magazin să te plimbi, să vezi ce a mai apărut și vii cu sacoșele pline și zici, uau, wow, dar ce am făcut? Că nu aveam neapărat nevoie de asta. Căutările dumneavoastră pe internet sunt stocate într-o bază de date pentru că se caută să se realizeze profilul nostru a fiecăruia. Despre mine se știe poate ce mâncare îmi place, ce pizza îmi place, ce uh, haine îmi cumpăr, ce uh, muzică ascult, ce uh, la YouTube, la ce mă uit, toate astea sunt într-un un, un profil a meu în care oameni companiile sunt interesate și chiar plătesc pentru informațiile acestea uh, celor care au uh, motoarele acestea de căutare. Nici nu realizez cât de mult se investește în a afla gusturile tale, ca apoi să se pună pe tavă ceea ce îți place sau cauți, sau chiar la ceea te gândești. Nu vi s-a întâmplat să discuți, e mai, mai, lungă discuția, dar se poate să discuți într-un cerc sau chiar să te gândești, ascultați-mă că poate ați fost surprins, să te gândești la ceva, să intri pe internet și să zici, mai de, unde știu ei că eu vreau să mă duc în concediu și îmi vin cu oferte în România, în Spania, îți apar reclamă la oferte de la scule din șantier și tu zici, măi, de unde știu ei? Că eu vreau, caut acum uh, bormașină, drill. De unde știu eu lucrurile astea? Există o putere în influența aceasta care uh, produce mulți bani astăzi. Uh, de aceea vreau să discut despre problema asta, pentru că este un lucru care ne privește pe noi toți. Biblia vorbește despre ea. Biblia care are referință la acest concept al influenței în Scriptură, din limba ebraică, cuvântul care îl găsim cel mai mult în Vechiul Testament este înțelesul de mână. Influență, adică mână. Am găsit asta în Daniel, capitolul 8, versetul 25, unde spune: Împăratul care s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu va fi zdrobit, spune Daniel, fără ajutorul vreunei mâini omenești sau fără ajutorul vreunei influențe român, e, omenești. Fără putere sau influență omenească. Asta vrea să spun aici cuvântul lui Dumnezeu, mâna aceea care poate mișca lucrurile. Și asta este o veste bună aici, că influența acționează și în partea negativă și în partea pozitivă și noi putem mișca mâna aceea care face lucrurile să se miște în univers. Avem o influență, dacă vreți, prin relație cu Dumnezeu, să mișcăm lucrurile în jurul nostru. Și vom vedea data următoare, pentru că în această seară vrem să vorbim despre influența noastră în familie, influența în biserică și probabil de următoare vom vorbi despre influența noastră la muncă la școală, influența noastră în societate, ca individ, ca și copilul lui Dumnezeu, ca sare și ca lumină, și apoi influența noastră ca și comunitate în societatea aceasta. Pentru că există o forță, o putere supranaturală în influența care o putem noi avea din această hală comercială asupra acestei țări extraordinar dacă am realizat noi ce influență ne-a pus Dumnezeu la dispoziție în acest, în acest tărâm, în primul rând, spiritual. Dragii mei, se spune că noi avem tangență într-o viață obișnuită cu aproximativ 10.000 de oameni pe care îi putem influența. Să te întâlnești 10.000 de oameni pe care se poți influența. Îi se pare mult? Foarte mult. Este un potențial extraordinar. Dar nu spun 10.000. Dacă 10 oameni Zece oameni, fiecare din locul acesta, din biserica noastră, ar influența în cursul vieții lui zece oameni doar. Zece oameni. E mult? Nu. Te întâlnești cu zece mii și schimbi viața la zece oameni. Am calculat astăzi, în patru generații, dacă, noi, dacă eu influențez viața la zece oameni și la zece la alții zece. În patru generații influențăm în, Ir în Irlanda șase milioane de oameni, adică mai mult decât țara aceasta. Cum vi se pare asta? Să influențezi în viața ta și nu cred că e imposibil, nu cred că e ceva greu, nu cred că e ceva de nerealizat. Să influențezi viața a zece oameni, să le schimbi din cauza contactului cu tine, să spui din cauza că l-am cunoscut pe el, viața mea a fost schimbată, să ai astfel de zece mărturii în viața ta. Dacă ne-am înțelege potențialul și chemarea aceasta și resursele care avem, în patru generații țara aceasta ar fi câștigată pentru Dumnezeu. Măcar spuneți, amin, concentrează-te pe asta. Poate unii deja ați făcut-o. Durerea asta, statisticile spun că doar 2% din membrii unei biserici aduc oameni și câștigă oameni pentru Hristos. Mă întreb, ce armată e aia? Cine ar merge cu o armată așa de echipată, care știe că doar doi oameni sunt pe prima linie și câștigă din armată vrășmaș? Întrebarea mea este atunci... Vom vorbi despre influența care o putem avea noi, dar ce ne influențează pe noi? Pentru că ce ne influențează pe noi? Prin aceea vom influența pe alții sau ce mână ne mână? Ce mână ne adună? Ce mână ne împinge? Ce mână ne conduce viața? E foarte important cu ce ne hrănim mintea, la ce privim, la ce glume râdem. La ce discuții ne simțim confortabil? De ce ne -ar Despre ce ne-ar place să vorbim? Despre ce ne-ar place să discutăm? Cu cine ne-ar place să vorbim? Cu cine ne-ar face să ne facem prieteni? Cu cine ne-ar place să fim apropiați, prieteni apropiați? Cu cine ne-ar place să ne lăsăm influențați în viața noastră? Pentru că, rețineți, dragi mei, și repet asta, influența care o primim în viața noastră va fi influența care o dă mai departe în viețile altora. Vreau să spun aici un lucru foarte important. Relația, uh, influența noastră depinde foarte mult de relația noastră cu Dumnezeu. Și spun așa, cu cât prezența lui Dumnezeu va influența viața mea, cu atât prezența mea va influența viețile altora. Pot să vă spun asta încă o dată. Cu cât prezența lui Dumnezeu va locui, va influența viața mea. Cu atât viața mea va influența viețile altor oameni. Este o legătură între relația mea cu Dumnezeu și influența care o am asupra altora. Mă refer la influența aceea bună, dumnezească din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, de ce spun că contează relația cu Dumnezeu? Vă amintiți în perioada în care erați în relație cu Logodnica, prietena care probabil e actuala soția dumneavoastră astăzi, ce influență avea Logodnica, prietena, iubita ta asupra ta. Era în stare să faci orice sacrificii pentru că ți-a ți câștigat afecțiunea. Sau tu i-ai câștigat-o. Era ideea de relație apropiată pentru că era dorința aceea de a-i face pe plac și avea o influență enormă asupra ta. De aceea cred. Doar o relație apropiată cu Dumnezeu va influența și impacta viețile cu care intrăm noi în contact. Nu cred că se poate să impacteze în mod real pe cineva fără să ai o relație apropiată cu Dumnezeu. Se poate vorbi în cel mai, rău, cel mai bun caz despre o influență mediocră care nu schimbă nimic în jurul lui. Dragii mei, dacă am realizat noi potențialul acesta care l-a pus Dumnezeu în noi să schimbăm prin potențialul, prin influența care o avem. Și veți vedea în mesajul următoare că avem resurse, avem potențial maxim, avem toate cele necesare ca să impactăm. N-avem niciun motiv, nici măcar modestia aceasta că nu cu noi, Dumnezeu vrea cu noi, poate cu noi și ne-a dat tot ce avem nevoie. Va trebui noi să lăsăm acest potențial maxim în noi, să facem tot ce depinde de noi Amen. ca să putem schimba viețile oamenilor. Pentru că realizăm, cred că și nu mai ai nevoie să repetăm că nu suntem aici în Irlanda doar pentru o casă și mașină mai bună și pentru un trai mai bună sau o școală mai bună la copii. E mult mai mult decât atât. Dragii mei, vreau să vă invit să deschidem scriturile în Vechiul Testament la 1 Samuel, capitolul 17. Este acolo un pasaj care chiar astăzi l-am citit și mi-a plăcut foarte mult, o, o întâmplare populară, cunoscută de dumneavoastră foarte bine. David și Goliat. Am văzut aici o strategie a celui rău în, în a rupe și bloca influența noastră în, în viața celorlalți sau în special în cazul uh, împărăției celui rău. Există o metodă a celui rău de descurajare, de, de uh, a bloca potențialul nostru. Și am, desc am descoperit asta în câteva situații. Am găsit-o prima în 1 Samuel, capitolul 17, atunci când armata Israelului stă în fața armatei uh, filisteanului erau așa puse în poziție de bătaie una în fața celuilalt de lupte, de război. Și spune în versetul 16 din 1 Samuel 17, că filisteanul acesta în fiecare dimineață și seară, în mod repetat, vinea și bat jocuria, numărul numărului Dumnezeu, intimida și speria armata uh, evreilor. Făcea asta în fiecare dimineață, fiecare seară și mai jos, cred că în versetul 23, uh, a făcut asta la rând 40 de zile. Și interesant, când vine David să se lupte cu el, aude și el aceste vorbe în mod obsesiv repetate. Veți muri, am să vă mănânc de vii, n-aveți nicio șansă. Și filisteanul venea dimineața, le servea meniu acesta. Seara le repeta din nou. Dimineața, seară, dimineața, seară. De vreo 80 de ori s-a un uriaș că spune asta. N-ai nicio șansă, veți muri, mai bine v-ați preda. Și vine David pe terenul de luptă, aude și el vorba asta, dar face altceva. Când ajunge în fața vrășmașului, iată cum exercită el influența. Spune, eu nu repet ce spune filisteanul. În vestitul 34, el repetă altceva, el repetă ce, ce a făcut Dumnezeu în viața lui și spune așa în 34, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs veneam și lua o oaie din urmă, alergam după el, îl loveam, îl smulgeam oaia din gură, după ce se ridicam potriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. David în momentul acela nu se gândea, nu se auzea, nu repeta, nu era interesat de ce spune filistianul uriașul înainte lui. El spune, altceva am văzut în viața mea, eu am văzut pe Dumnezeu atunci când eram în spital, m-a ascultat, când eram în examen, mi-a dat biruință, când am fost în mi-a dat călăuzire, el astea și repeta mereu în mintea lui și spunea El nu mă las influențat pentru că este o strategie în care diavolul în fiecare zi îți repete că nu se poate, că nu sunt șanse îți mai spune un medic, îți spunea doilea spunea treilea, îți mai spun câteva uh, persoane din jurul tău și spui da, asta e adevărul și, și David a spus nu, nu, eu îmi pun, îmi pun palmele la urechi și eu vreau să vorbesc, să repet în mintea mea lucrurile care le-a făcut Dumnezeu în viața mea. Dar asta a făcut David să se apere când vrea să spună nu, vreau influența lui Dumnezeu să o lasă curgă în viața mea, nu influența celui rău, nu a filisteanului și a vrășmașului. Mai găsim o altă situație și vreau doar să vă amintesc despre ea în Nemia. Când în, în, capitolul 4, versetul 12 și până la 14, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu că evrei, frații celor care construiau acolo, veneau în fiecare zi și spune de 10 ori le-a repetat. Uite ce amenințări avem, uite ce pericole sunt. De 10 ori le-a repetat lucrul acesta. Vedeți aici o strategie a celui rău în a lua, submina, slăbi potențialul și influența. Mă, dau cine te crezi dar te-ai trezit tu să vin în Irlanda și crezi că Dumnezeu îți va da țara asta? Dar crezi tu că poți face ceva în țara asta? Dar unde te crezi? Dar n-au mai fost alți că din înaintea ta? Dar de unde și când și toate întrebările și frământările și uite că au încercat și alții și că nu se poate și că nu poți? Și spune nemia acest lider se ridică în fața poporului și spune nu, oameni buni. Nu vă temeți. Aduceți-vă aminte de Domnul de ce a făcut Dumnezeu în biserica noastră, în viața noastră, în viața copilor noștri. Nu vă mai uitați la ce spun știrile, nu vă mai uitați la ce spun oamenii de afară, că nu se poate. Lăsați statisticile, lăsați trendurile și tendințele. Uitați-vă la ce a făcut Domnul pentru noi până acum și spune mai departe, luptați pentru voi și pentru familiile voastre, pentru copiii voștri. Astea sunt două motivații care să le ai în mintea ta tot timpul când vine diavolul și șoptește altceva. Aduți aminte de Domnul și de lucrările lui în viața ta și nu uita că lupți pentru un scop nobil, pentru copiii tăi, pentru familiile tale. E atât de important să ne apărăm în felul acesta. Vreau să vorbesc despre prima influență care este cea mai importantă, cred eu, influența din familie. Influența mea în familie pentru că acolo este prima zonă, prima sferă care o voi putea influența familia mea. Și omul care crede că nu are nicio influență, are o mare influență, cel puțin asupra familiei lui. Sunt persoanele din familia noastră care influențăm cel mai mult, enorm de mult pot să spun așa. Dacă pot să afirm asta, ei sunt produsul influenței noastre ca părinți. Sunt multe modalități de a, de a, de a fi formați copii influențat în mod ereditar, adică moștenile genetice care le au, în mediu, atmosfera care o creăm în familie și înapoi, apoi educația care le-o dăm. Ce învățăm, ce le spunem, ce îi lăsăm să citească, să audă, să vadă. Și noi spunem, dar eu nu i-am învățat așa, dar eu nu le-am spus asta, eu nu le-am spus asta. Și ne trezim șocați de anumite lucruri în familia noastră fără să realizăm că sunt atât de multe modalități prin care influențăm, când nu realizăm, când nici numai că nu ne gândim, atunci influențăm. Știți că tensiunea dintre soț și soție, chiar dacă e liniște în casă și nu vă certați cu voce tare, poate sunteți supărați și nu vorbiți între voi, lucrurile acestea uh, influențează copiii? Fetița, băiețelul tău se joacă acolo cu minte Și numai la un moment dat simte că tata, că mama a ridicat tonul Că nu mai vorbesc, ea și lasă jucăriile poate și ascultă Ochii aceia plăpânzi frumoși, mici și mari dacă vreți, deschiși Înregistrează tot Văd tot, urechile acelea mici și a copilului tău au tot, înregistrează tot și magazinează tot. Toate stările acelea va fi o sumă care se va aduna la formarea copilului tău. Sunt familii în care copiii cresc într-un mediu de agitare, copiii devin adolescenți agitați. Și nu-i greu să-ți dai seama de ce. Pentru că mediul, mediul, cultura, că aici are și sens, cultura e același rădăcina cuvântului, e mediul în care crește ceva. Cultura în care crește va determina ce crește. E foarte important de atmosfera care există în familie noastră. Pentru că asta va produce personalitatea, profilele copilor noștri. Imaginați-vă doar la lucrul acesta. Mă gândeam astăzi, eu îmi reglez temperatura în cameră, în living room. Și mă gândesc cum să-mi placă mie. Dar lângă mine, acolo am o, 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 o plantă, un un copac mic care crește. Și el va trebui să țină cont de mediul în care eu îl pun în cameră, în casă. Îi place sau nu, câteodată probabil se înăbușe în căldura aia, dar ăsta e mediul în care crește planta aceea. Pe lângă noi, pe lângă atmosfera, temperatura care o reglăm în casă, mai cresc alți copii care uh, e atât de important să realizăm că avem o influență enormă asupra vieții lor. Și asta e o durere a mea când părinții nu realizează sau realizează prea târziu influența care o au. Nu subestima influența care o ai asupra copilor tăi. Dragii mei, obiceiurile noastre, reacțiile noastre, ascultați-mă, și gusturile noastre alimentare, ce mâncăm și cum mâncăm și toate astea, le transmitem copilor noștri tot ce vreți, negativismul, optimismul, pasiunea, lipsa de pasiune, slujirea, atitudinile acestea, toate se transmit copiilor noștri. Când tu lipsești ca părinte de la biserică, fără un motiv întemeiat, copilul tău, probabil mic sau mare, până la adolescență, nu o să zică, tati, e supărat că nu mai duci la biserică. Poate o să-i placă ideea de a sta acasă. Dar nu te mira mai târziu. Când nu o să mai poți tu merge și spune, du-te copilă la biserică. Pentru că el imaginea despre cât de importantă e biserica pentru tata, deja s-a format. Când tata nu era bolnav, aveam niciun motiv și a stat acasă că, pentru că trebuie să stea acasă. Că, mă rog. Dragii mei, copiii se uită la noi, ne registrează cât de importantă e slujirea pentru tata, pentru mama, cât e de importantă biserica pentru ei. Dacă slujirea pentru tata și pentru mama nu e importantă, copilul în sânia lui spune, nici pentru mine nu e importantă slujirea. Dacă pentru tata și mama nu e importantă rugăciunea, nici pentru mine nu e importantă. Și nu te miraș, nu te Surprind de ce nu are pasiune pentru rugăciune. Pentru că nu-l prinde pe tata în rugăciune, pe mama, citind Biblia, unul dintre părinți, să zic, ok, l-am văzut pe tata, nu mi-a spus niciodată. Și nu cred într-o educare bazată pe impunere, ci pe influență. Nu cred că la anumite vârste mai poți să-l obligi pe copilul tău să uh, completeze devoționalul. Nu, la momentul acela nu poți decât să-l influențezi. Pentru că ai semănat în vârsta în care s-a putut, copilul a magazinat, a magazinat și a spune, acum degeaba îi împui, pentru că el va spune, tată, dar tu nu faci ce-mi ceri. Tu îmi spui să iubesc biserica, tu îmi spui să iubesc cuvântul, tu îmi spui să iubesc rugăciunea, tu îmi spui să mă sacrific, tu îmi spui să am atitudine de dărnicie și când mergi la biserică mă întreb, tată, aveți mărunți în, în prin mașină, prin buzunare? Ce va înțelege el despre sacrificiu și despre dărnicie? Nu ne putem înșela. Ce semănăm în copiii noștri, aceea vom secera. Și nu vorbesc despre situații în care îți faci datoria și se trezește câte un dud de rebeliune în ei. Nu despre profilul, caracterul adânc care îl creezi în copilul tău, ține de tine. Este acolo un verset frumos în Proverbe 20 cu 7, Spune așa, cel neprihănit umbră în neprihănirea lui. Ferice de copiii lui după el. Adică, bravo celui care trăiește în neprihănire, copilul lui au un viitor. Copiii lui sunt binecuvântați, ferice de cel neprihănit. Nu spune ferice de cel bogat care conduce mașină scumpă și casă mare, ferice de copiii lui care vin după el. Ferice de cel care este înstărit, ferice de cel care are reputație, ferice de cel care are carieră, ferice de copiii care vin după el. Nu! am întâlnit și discutat cu tineri care au primit moștenire de la părinți. Financiară mă refer. Și când vorbeam despre ei, dădeau de din cap. Am vorbit și cu tineri care n-au moștenit nimic, poate decât datorii de la părinți. Dar când vorbeau despre părinții lor, dădeau de din cap, din respect. Și spunea, da, așa mama, așa tată, așa părinți, așa moștenire am primit. Și atunci se naște întrebarea asta, ce lăsăm în urma noastră pentru copiii noștri? Ce-am vrea să se vorbească despre copiii noștri? Cum îi influențăm acum în viața lor și ce vor spune? Ce ne ar place să se amintească despre noi? Care ar vrea să fie influența în viața copiilor noștri? Cu ce amintiri să rămână ei după mine? Ce moștenire să aibă de la mine? Ce-ați vrea să vor... povestească copiii despre dumneavoastră? Spune, uite, mulțumesc lui tata și-a distrus viața, am venit în Occident, a trăit pentru mine, a murit uh, în condiții grele, a muncit toată viața uh, și vreau să-l că Mi-a lăsat o casă și nu mai am chirie. Îi mulțumesc tatălui meu că din cauza lui nu mai am stresul cu landlordul că mă da afară. Îi sunt recunoscător că am avut ocazia să învăț în școală. Asta vrei să spună copiii despre tine? Sau să spună, am avut un model în casă, l-am văzut pe Hristos în tatăl meu, am avut o moștenire spirituală, am văzut minuni în familia noastră, l-am văzut pe Dumnezeu prezent în casa mea. Eu cred că asta e moștenirea reală care trebuie să o lăsăm copilor noștri. Pentru că pasiunea care o văd copiii la noi, o vor moșteni ei. Nu-i trimite la 18 ani, înscrie-te în cor, înscrie-te în, în, în cor, în grup, în nu știu ce, că nu va vrea, va fi cu, forț, cu forța. Dragii mei, spiritualitatea reală se măsoară în familie în primul rând. FSN 5 vorbește despre fiți plin de Duhul Sfânt și acolo este con contextul familiei, FSN 5 cu alte cuvinte, suntem plini de Duhul Sfânt cât suntem acasă și în fața copiilor noștri foarte ușor ne câștigăm respectul în fața străinilor și nu ne mai respectă copiii și familia pe mine ce mă interesează cât mă respectă copiii mei în primul rând și soția mea pentru mine asta e mai important decât respectul care mi-l dă biserica pentru că realitatea despre mine este aceea care sunt eu acasă. Nu-i greu să fiu uh, un bun slujitor în fața dumneavoastră, nu-i imposibil. Încerc, ne străduim, ține de ce se vede. Realitatea despre mine este cine sunt eu în realitate, în fața familiei mele. De aceea Dumnezeu ne-a dat acest potențial să ne influențăm familia. Ferice de părinții care realizează, știu, sunt conștient și exercită influența asupra lor. Partea frumoasă e că Dumnezeu deja a pus ceva în copiii noștri, în adolescenții noștri și noi avem chemarea să descoperim lucrurile acelea, să dăm mizeria la o parte, să, să descoperim în ei ce e frumos și investit de Dumnezeu. Poate în casa ta, dragul meu, se poate crește următorul bilegram. Poate în casa ta e următorul păstor, următorul slujitor, următorul evanghelist, următorul om al lui Dumnezeu care va impacta orașul acesta. Tu nu mai dă la o parte, fii mărturie că Dumnezeu se ocupă de restul de tal. Nu fi stresat unde va sta, unde va plăti chiria, unde va învăța. Dumnezeu se va ocupa de ele. Fii tu în primul rând ce trebuie să fii pentru copilul. Modele, asta e cea mai mare criză în familie. Modele. Influența în familie, prima influență, este un potențial enorm de mult care trebuie să îl folosim în formarea copiilor noștri. Influența în biserică, vreau aici să, să fiu foarte clar și uh, bine înțeles, există un mare potențial de a influența comunitatea noastră. Este o mare, o mare putere. Mulțumesc. Este o mare putere în a influența comunitatea frații din jur, surorilor și vreau să fim conștienți și responsabili de lucru acesta. Înainte lui Dumnezeu suntem responsabili de, de, cum ne folosim influența în biserică. Vom da coteală cu alte cuvinte, dragii mei, cum ne folosim influența aici. Vreau să vă invit pe toți să deschidem scriptura. Este un pasaj extraordinar de interesant. 1 împărați capitolul 13. vreau să folosesc acest pasaj și să vă arăt că pot fi aparent motive bine întemeiate, sincere în primă fază, dar pot fi rezultate greșite în influența care o putem avea asupra oamenilor din jurul nostru. Toată povestea aceasta reală este despre doi slujitori. Unul împărați, capitolul 13. Mai exact, doi proroci. Unul tânăr și unul în vârstă. Contextul este acesta, împăratul Ieroboam vroia să pună mâna pe uh, împărăție, pe cât mai mare masă din uh, mulțime și și-a influențat oamenii în a se închina altor idoli, Dumnezeilor străini, pentru că Ieroboam știe dacă evreii se închină la Templu și rămân lângă Dumnezeu, îl părăsesc pe Ieroboam și știa dacă îi, îi duc în idolatrie, i-am câștigat. Dumnezeu văzând lucrul acesta, trimite un proroc tânăr, nu avem numele lui, nu l-am găsit aici, și trimite la Betel, acolo unde era uh, localizat uh, Ieroboam, și unde erau altarele în cazul ăsta, și trimite la el și spune acestui proroc tânăr, du-te la Ieroboam și vorbește împotriva altarelor care le-a construit. Vreau să explic, să parafrazez, pentru că vreau să înțelegem contextul, că povestea e foarte frumoasă. Omul acesta merge înaintea lui Ieroboam și vorbește împotriva lui și îi spune așa. Pentru că ai dus poporul meu în idolatrie, vei ajunge să mori, casa ta va fi măturată de pe fața pământului. Când aude împăratul prorocia aceasta, ridică mâna și îndreaptă spre acest tânăr proroc și spune, ostașilor lui. Prindeți-l! În momentul în care întinde mâna, mâna ei se usucă și rămâne întins. Eu bă, nu am mai putut să-și tragă mâna, mâna se usca, era mâna blocată. Și a strigat înaintea prorocului tânăr și a spus, roagă-l pe Domnul să te asculte și să-mi pot retrage mâna și să fii vindecat înapoi. Prorocul acesta tânăr se roagă lui Dumnezeu, Dumnezeu îl ascultă. Mâna ei se vindecă și și -o poate uh, folosi din nou. Când aude și vede împăratul Ieroboam această situație, această putere care era peste omul lui Dumnezeu, îi spune, ok, stai așa că lucrurile sunt diferite. Hai la mine în casă. Vreau să-ți dau să mănânci pâine. Vreau să bei cu mine apă. Vreau să-ți dau un dar. Și prorocul tânăr îi spune așa, și să-mi dai jumate din casa ta nu-mi trebuie. Pentru că Dumnezeu mi-a poruncit pe pământul acesta să nu stau la masă și să nu beau. Dar vreau să-ți dau ceva cea mai bună în casă. Vreau să-ți dau și un dar. Vreau să fac o surpriză plăcută. Și spune încă o dată uh, omului Dumnezeu, prorocul tânăr, să-mi dai jumate din casa ta. Nu aș intra cu tine. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta. Pentru că așa mi-a poruncit Dumnezeu. Era foarte bine dacă povestea se opre aici. Ce s-a întâmplat mai departe? la situația aceasta, pentru că era un eveniment public ce vă vorbesc acum, erau copii unui proroc mai în vârstă din, din zonă. Copiii aceștia au fugit acasă la proroc în vârstă, care de asemenea nu știm numele. Și a spus așa, tată, tu ne-ai tot spus despre lucrările lui Dumnezeu, nu le mai prevedem în casa noastră acum, dar am văzut un proroc tânăr, când și-a deschis gura și-a vorbit împotriva împăratului, împăratul a rămas cu mâna uh, uscată și întins. Apoi când s-a rugat lui Dumnezeu, mâna i s-a vindecat. Am văzut ceva, tată, ce n-am mai văzut la noi în casă de mult timp. Tată, lucrurile acelea care ne povestești tu din Biblie sunt reale, sunt și astăzi, sunt oamenii lui Dumnezeu de care Dumnezeu se mai folosește. Când a auzit bătrânul, a spus, pe ce că l-a mers? A spus, de la întâlnirea aceea a cumpărat o luat-o în partea aia. Și a pus șaua pe măgar și a fugit înaintea lui. L-a găsit într-un loc în care se odihnea și a spus, tu ești prorocul lui Dumnezeu care ai fost la Betel și te-ai întâlnit cu împăratul. Și a spus, da. I-a zis, vină, vreau să stau de vorbă cu tine, vreau să vii la mine în casă, vreau să mănânci pâine la mine și să bei apă. Și a spus, îmi pare rău, mi-ar face plăcere să stau de vorbă cu tine. Știu că am avea schimb de experiențe, știu că ne-am putea încuraja, ne-am putea îmbărbăta, am putea vorbea despre lucrările lui Dumnezeu, dar Dumnezeu mi-a poruncit în locul acesta să nu stau la masă și să nu beau. Și bătrânul i-a spus așa, stai că noi numai atâta, am avut un vis. Un înger a venit la mine și mi-a spus să te chem în casă, să-ți dau pâine, să mănânci și apă, să bei. Și spune cuvântul Domnului acolo atât două cuvinte o propoziție din două cuvinte. Îl mințea. Îl mințea. Știi ce a făcut prorocul acesta tânăr? A fost influențat. A mers. A mers în casa bătrânului. Omul acela care a refuzat oferta împăratului, a reușit să stea în picioare în fața acestei oferte din partea împăratului, pentru că erau cinste să te cheme Ieroboam la masă la el. Și ce era? Doar trebuia să mănânce, nu trebuia să bea băutura amățitoare, Apă trebuia să bea. A spus, nu, dacă Dumnezeu mi-a spus, nu, nu, nu beau. Și a mers la bătânul în casă, bătânul proroc, pentru că era influențat de o minciună. Și a mers în casă. Și-au povestit. Și și-au depănat amintiri. S-au încurajat, probabil, au ex schimbat experiență. Spune cuvântul Domnului că Dumnezeu s-a supărat pe neascultarea acestui proroc tânăr. Și când a ieșit din casă, a mers o bucată de vreme, l-a așteptat un leu și l-am ucis pe prorocul tânăr. Când a auzit prorocul acesta în vârstă, ce s-a întâmplat, că a auzit de la oamenii cu care s-a întâlnit și l-a găsit pe prorocul tânăr mort, a mers cu măgarul după el, l-a găsit acolo. Ce interesant, leu stătea lângă el, nu l-a mâncat, numai l-a omorât. Măgarul era în viață. L-a luat, l-a dus acasă și l-a îngropat. Și a spus copilor lui, aici unde sunt oasele acestui proroc al lui Dumnezeu, să pune și oasele mele lângă el. Acum nu mai conta. Pentru că prorocul acest tânăr n-a realizat un lucru și un înger din cer, dacă ar veni și ar spune altceva, cu alte evanghelie, cum spune Pavel, să nu îl credeți. Galaten 1 cu 8. Chiar un înger dacă ar veni și v-ar predica altceva. Contextul din Galaten, vă amintiți unde a fost seria de predice despre Galaten? Era acolo că oamenii din uh, vremea aceea, lideri religioși, adăugau la cuvântul lui Dumnezeu, spune nu-i destul mântuirea prin credință și prin har. Trebuie să vă mai tăiați în prejur, trebuie să mai adăugăm la lucrurile acestea. Și alte evanghelie, pun aici o paranteză, înseamnă tot ce scoți sau tot ce adaugi la ce a spus Dumnezeu, înseamnă alte evanghelie. Alte evanghelie înseamnă și legalism, alte evanghelie înseamnă și libertinism. Am în două alte evanghelii. Și acest proroc tânăr ascultă de influența, se lasă influențat. Nu ți puteai imagina, cum un, auzi de un slujitor în vârstă să te mintă, mă, numai ca să intre la el în casă. Interesant că acest slujitor în vârstă, probabil, care Dumnezeu nu s-a folosit o vreme, are o prorocie pentru el încât când erau la masă. Pentru că n-ai ascultat îndemnul și a intrat în casa mea. O să mor la ieșire. Aici e un alt, alt subiect. Cum a putut Dumnezeu vorbi prin el mai departe? Nu știu. Ce învățăm de aici? Care ar fi învățătura din acest pasaj? Că prin influență în biserică poți distruge viața unui slujitor. Prin influența care o ai, poate cu motivații bune, poți distruge viața slujirea fratelui tău. Oamenii care sunt în cădere liberă și spune, da, dar vreau să mă găs de un slujitor să-l trag și pe el. Să de despre mine un alt, am reputație, imagine proastă, nu-i nimic, vreau să mai mânjesc și -au cuiva din biserică. Alex să lipsesc de la biserică. Auzi, frate, sun, mă uit la un prieten sau cineva. Eu nu ajung în seara asta la biserică. Uite, m-am gândit, vreau să te invit la mine. Nu vrei să stăm amândoi acasă. Te invit cu familia, eu nu ajung, pentru că, sincer, am fost azi dimineață de două ori cam mult într-o zi, nu prea închev. Hai la mine, că știu că nici tu nu prea mergi. Hai, facem o, un grătar, stăm la o părtășie și cred că Dumnezeu ne primește părtășia și închinarea. Nu ți-o primește. Pentru că face exact ce a făcut prorocul acesta tână, bătrân. Îl face și pe altul să se depărteze de Dumnezeu. Mai bine mâncă-ți singur, mai bine ai părtășie singur, dar nu mai trage pe altcineva după tine. Nu influența, nu trage pe alții, nu-i departe de Dumnezeu. Ai o influență, ce faci cu ea? Știi că îți place discuții alunecoase, bârfe, un pic de poveri din biserică? Nu suna un slujitor, nu suna pe altcineva să-l să influențezi, să-l contaminezi. Influență mai înseamnă și influența În limba latină au aceleași cuvinte Înseamnă uh, virus, epidemie, viroză Dacă ție ți îți place această boală Nu mai răspândi de la alții Nu mai suna pe nimeni dacă știi ceva din biserică Rău despre cineva Nu mai suna pe nimeni Nu mai contamina mintea Nu mai influența Nu mai depărta pe alții de Dumnezeu Dacă tu lipsești de la biserică Dacă tu nu te implici Nu mai muia inima altora ai o influență, ce faci cu ea? Nu luați prorocii în casă și îi țineți la masă și mâncare și povești până are o prorocie care îți convine. Nu vă spălați imaginea cu reputația sau cu puterea care o au anumiți slujitori. Nu vă atașați de ei numai ca să vă reparați din pagubele care le aveți. Nu mai influențați pe alții. Haideți să ne oprim un moment și să realizăm. Avem o influență în biserică enormă. Ce facem cu ea? Câți din biserica aceasta, când te uiți peste ei, tu ca membru, și zici am satisfacția că fratele ăsta, fratele ăsta, fratele ăsta. Fra, sora asta, e aici în biserică pentru că eu am contactat-o când n-a sunat-o nimeni, eu am pus mâna pe telefon sau am căutat-o, am fost, mi-a păsat, m-a rugat, am insistat și acum e în biserică datorită harului care Dumnezeu l-a folosit prin mine să ajungă la ea. Putem noi avea satisfacția asta? Căutăm asta? Ne, ne macină gândul acesta? Uite-te peste biserică, nu e o problemă dacă întorci capul. Câți acum sunt care nu erau în biserică și sunt aici din cauza ta? Pe câți a influențat să vină mai departe, să slujească, să se... Pe câți slujitori care l-au obosit, epuizați, căzuți, i e ridicat. Cât slujesc astăzi din cauza ta? să spui, uite, omul ăsta nu a dat nimeni șansă. Eu am sunat pe fratele păstor și a spus, mai dă-i o șansă, merită omul ăsta. Eu îmi pun numele pentru el, mai investiți în el, eu garantez că mă ocup de el și va fi un slujitor în casa mea. Mai degrabă știți ce facem? Sunăm, ai auzit despre fratele, ai auzit despre sora. Ce facem cu influența care o avem? Sunt oameni căzuți. În câți, lângă câți ai pus și spune, ok, stai, stați, nu mai dați în el. Nu mai dați în el, eu sunt aici, nu mai dați în el. Câți oameni au fost influențați de tine? Uită-te în jur. Câți sunt astăzi în biserică din cauza ta? Să vă spun o întrebare mai grea. Poate cât sunt ast nu sunt în biserică din cauza mea. Ascultă-mă. Câți oameni astăzi nu vor să mai vină la biserică din cauza mea? Din cauza mărturiei mele, din cauza poveștilor mele, din cauza atitudinii mele, din cauza uh, gândirii mele. Cât s-au retras din slujire din cauza mea. Pentru că am știut eu, dacă n-am fost eu, dacă n-am fost implicat, dacă n-am fost consultat, dacă n-am avut eu anume, mă rog, contribuție, nu-i bună ideea, nu-i bun proiectul, nu-i bună lucrarea. Dragii mei, în vremea lui Neemia era o categorie de oameni care aveau influență și și-au vândut-o, spune cuvântul lui Dumnezeu au fost plătiți să moaie inima poporului. Și am spus asta odată bisericii. Mă doare că alții fac asta pe gratis, nici măcar pe bani. Și au vândut influență. Oamenii ăștia pur de Dumnezeu, pentru că e adevărat, unii au influență mai mare în biserică. Oamenii ăștia și-au vândut influență. Și-au spus, lasă că o să am eu grijă, ca... Că... lasă că am eu... Ascultă-mă, dragul meu. Numai când vii și zici, dar oare și ridici așa un semn de suspiciune sau o întrebare nepotrivită sau o atitudine nepotrivită sau o, o, un gest nepotrivit sau o poveste care să uh, pună un cont de umbră asupra lucrării ta uh, asupra lucrării din biserică realizați, dragii mei, că Dumnezeu v-a dat influență ce faceți cu ea, nici nu vă dați seama cât influențați felul în care mă ascultați acum și vă uitați la mine mă puteți influența să vă spun sincer, sunt oameni care te pot influența când te uiți la ei Când te uiți la câte unul îți vine să te apropii de încheiere. Și deci, Doamne, mai am, mai am mult. E chiar așa bad. Și știu că o facem pentru că nu realizăm. Îmi spunea un tânăr, frate Vale, vreau când uh, sluji să stați în fața mea. Ce? zâmbiți, în... ca și cum trageți cu mine acolo ideea, gândul, Realizăm noi că prin felul în care ne rugăm, felul în care cântăm sau nu cântăm, ne rugăm sau nu ne rugăm, influențăm pe oameni. Vă dați seama de lucru acesta? Felul în care ne îmbrăcăm, dragii mei. Știți că sunt aici la cor și probabil pe aici prin față, adolescente care, cum se îmbracă, sunt deja modele pentru fetița mea de șapte ani. Ai numai 10 ani mai mult decât fetița mea și ești model pentru ea. În mintea ei își dorește rochia ta, vrea când va fi mare să fie ca tine. Tu nici nu gândești la 17 ani, că influențezi deja o generație cu 10 ani mai tânără ca tine. Știi, dragi mele, surori, știți că puteți influența gândirea și imaginația unui bărbat care se uită la dumneavoastră? Știți că puteți influența mintea, imaginația unui bărbat care se uită la dumneavoastră? Știți asta? Și știți că asta e valabil și în biserică și pe stradă? Știți că e același principiu, principiu se aplică? Când te îmbraci, când te când îți deschizi gura, când orice faci, te gândești că ce faci tu are influența asupra oamenilor. Și vei răspunde, dragul meu, ascultă-mă, nu poți da vina pe altul că a fost influențat. Tu răspunzi înainte lui Dumnezeu de ce ai făcut cu influența care ți-a dat. Atât de important să ne creștem copiii într-o astfel de gândire în care să înțeleg că la vârsta asta influențează. Știu familie din biserică care își încurajează copiii să vină cu carduri de încurajare la noi. Și am văzut că vin aici la slujitor și le dă câte un card. Și scrie acolo, I'm praying for you, I love you, I appreciate that. Cine știe ce gânduri de încurajare și mai scrie câte un verset biblic acolo. În casa aceea se dezvoltă o, o cultură a respectului pentru lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu și lucrarea Lui. mi amintesc de, 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 de familia Tomșa, dacă vă amintiți, băiatul cel mai mare. După fiecare slujbă, vine aici și le mâna cu noi. Nu știu, l-a trimis părința, a venit de la el, dar o făcea regulat după fiecare slujbă, de dea mâna cu noi. Și am luat gestul lui ca respect pentru Dumnezeu. Sunt situații în care am avut parte de încurajări și îmi vine acum în minte câteva, că vei le mai mă, mă împărtășesc. Unul l-am primit chiar ieri un mesaj. Și spune, îți mulțumesc pentru ceea ce faci pentru mine și familia mea. Rămâi tare în Isus, care ne iubește, fratele meu. Cu ceva perioadă în urmă, cred că nu știu dacă v-am mai spus asta, eram într-o situație așa, mai, mai down, era un, un, coment, un coment foarte răutăcios pe internet, la cred că vreo predică pe internet, un comentariu de cineva care nu cred că mă cunoaște personal. Și eram așa, pentru că nu poți să te coboți să răspunzi pe internet și să te justifici. În cazul ăsta nu trebuie să faci nimic. Și uh, în momentul acela când eram very down, eram singur, eram în Anglia, și primesc un mesaj în același moment, în același minut, și era un mesaj acesta din partea unui tiner din biserică. Hi, Brother Vali. I just want to say thank you for being a great pastor and friend. And I appreciate you doing everything for me and for our church. God bless you. Și lângă mesajul acesta mi-a trimis o poză. Eram îmbrățișat cu el undeva. Mi-am mi făcut o poză după umăr cu el și mi-a trimis poza aceea. M-a numit prieten și a ce fac. N-am avut nevoie de nimic mai mult decât atât. Era mesajul lui Dumnezeu prin acest adolescent. Și am zis, nu cred că tu realizezi ce ai făcut. Să ai gândirea aceasta, care nu e americană, nu e occidentală, nu e din vest, e din Biblie, unul te în 5 cu 13. respectați Dacă ți-a făcut loc pe scaun, respectă-l. Dacă ți-a zâmbit, dacă s-a întors spre tine, respectă -l. Noi putem dezvolta o cultură a biser în biserica noastră. Cultură înseamnă undeva ce cre unde crește ceva. Nu contează că afară nu se respectă. Nu contează că afară tine nu-și respectă părinții. Aici tine-și respectă pe cei mai în vârstă. E o cultură care, biblică care trebuie să o dezvoltăm. Să ne influențăm copiii. Dacă vor vedea noi ca părinți că respectăm pe alții copiii, îi vor respecta și ei. Dacă tu acasă vezi numai negativele din biserică și te șochează, apoi și când copilul scarcă pe urme și vede și el numai lucrurile l-a dat ce I don't want to go again. Dragii mei, pe câți oameni am influențat pozitiv prin atitudinea noastră? Avem potențialul acesta. Ce facem cu el? Dragii mei, dacă toți membrii bisericii ar fi ca tine, cum ar fi biserica asta? Dacă toți oamenii din biserică ar fi influențați de tine, cum ar arăta biserica asta? Cum ar arăta clădirea din șantier dacă toți ar avea pasiunea și inima care o ai tu? Dar cum ar fi slujirile în biserica noastră dacă toți ar avea pasiunea care o ai tu pentru slujire? Câte bârfi ar fi în biserică dacă toți ar bârfi ca tine? Poate ar fi mai multe sau poate n-ar fi niciuna. Influențează doar în zona ta în care ești. Dumnezeu nu-ți cere să influențezi ce nu poți. Ți-a o sferă de influență. Influențează familia. Mă amintesc că vorbeam cu o grupă de ucenicie despre ce va rămâne în, urma noastră. Oamenii care ne-au influențat pe noi și ce vom lăsa noi. Peste 100 de ani nimeni nu va mai fi în biserica asta din cei prezență aici. Așa cred eu. Când nu vom mai fi, ce am vrea să spun despre noi? Apocalipsa 14 cu și spune că atunci faptele noastre ne vor urma. Ce ai vrea să vorbească despre tine peste 100 de ani? Ce ai vrea să scrie în arhiva bisericii despre tine după 100 de ani? Ce ai vrea să povestească așa tinerii, bătrânii, când vor sta la o discuție și se vor aminti despre unul cu numele ăsta? Ce ai vrea să spună despre tine? Vrea să spun despre mine că am fost un om care lângă mine oamenii au putut să se apropie de Dumnezeu. Amen. Să spună, când stăteam lângă El, mi-era așa de ușor să-L iubesc pe Domn. Amen. Când umblam cu El, când vorbeam cu El, mi-era așa de ușor să seamăn cu Hristos. Așa de mult m-a influențat, așa de mult m-a ridicat, așa de încurajat eram. Mă simțeam ca valoare lângă El. Știa să-mi scoată doar lucrurile pozitive despre mine. Era un om care m-a ridicat mă simțeam ca în valoare. Încă e aici. Și vom mai continua dă-ți-l următoare. Influența mea la locul de muncă, vom vorbi de atât următoare, influența mea în societate, influența mea în, în, ca biserică în societate. Vom vorbi despre cum putem influența ca biserică națiunea aceasta. Veți vedea ce putere mare are rugăciunea unei biserici să influențeze, să schimbe o națiune nu vreau să rămân în amintirea bisericii despre mine poziția care am avut-o. Ci vreau să rămân în amintire influența care am avut-o ca persoană. Este diferență. Puterea ți dă, dacă vreți, poziția. Influența ți-o dă persoana. Dacă știți să le folosești pe amândouă și mai bine. Dragii mei, asta e dorința mea. Doamne, nu-ți cer de avere. Nu-ți cer uh, masă, nu-ți cer uh, mașină, nu-ți cer uh, pensie, nu-ți cer decât să mă las să am o influență dumnezească cu oamenii cu care mă întâlnesc. Asta vrea să spună toți despre mine. A fost un om cu influență. Nu puteai să stai lângă el și să fii la fel. Nu puteai să vorbești cu el orice. Era un om cu o influență dumnezească. Ce moștenire lași în urma ta? Va urma un moment în care ne vor ruga. Vom sta înainte lui Dumnezeu. Cere sângele lui Iisus Hristos să te curățească de influența negativă care ai avut-o. Cere iertare pentru momentele în care diavolul te-a folosit să descurajezi lucrarea, să descurajezi pe alții, să-i apeși pe alții. Să nu poate dormi alții, poate din cauza ta. Roagă-te ca Dumnezeu să ierte și mă rog sângele Lui să schimbe această influență negativă într-una dumnezeiască în dreptul fiecăruia. Fiecare dintre dumneavoastră, indiferent ce vârstă aveți, aveți o influență. Ce faceți cu ea? În primul rând, fiți conștient de ea. Și apoi nu uitați, veți da socoteală înainte lui Dumnezeu de ea. Amin.